După ce în aceste zile în care giurgiuvenii s-au aflat în febra cumpărăturilor, marile magazine din oraș, dar și foarte multe dintre cele de cartier, vor avea ușile închise pentru clienții de Crăciun pe 25 decembrie, supermarketurile din Giurgiu și-au format un program în așa fel încât să nu își dezamăgească clienții, dar și să le dea acestora răgazul necesar de a se bucura de o zi de Crăciun liniștită, fără goana printre rafturile cu produse. Astfel, miercuri 25 decembrie, supermarketurile din Giurgiu, Kaufland, Bila și Penny vor fi închise, urmând ca de joi, 26 decembrie, să revină la programul normal cu publicul, cu excepția magazinului Lidl, ai căruia angajați vor sta două zile acasă pe 25 și 26 decembrie. Și dacă stocul de alimente al giurgiuvenilor a fost deja creat, este bine să nu lipsească din casă și câteva medicamente de bază. Atenție însă, în ziua de Crăciun nu vor fi deschise decât 4 farmacii. Farmimpex între orele 8-13, Richter între orele 10-15, Optifarm între orele 8-21, în timp ce farmacia de gardă va fi Terafarm.